importantă. Din o comunicare de la Pentagon, doamnelor și domnilor, avioanele rusești au zburat în apropierea dronei americane 30 până la 40 de minute înainte de coliziune. 30 până la 40 de minute. Avioanele rusești au zburat alături de o dronă americană timp de 30-40 de minute înainte de a se ciocni cu aceasta, provocând în cele din urmă prăbușirea acesteia, a spus purtătorul de cuvânt al Pentagonului. Te rog, Răzvan. Da, în timp real, o întrebare. În timp real, operatorul dronei nu vedea avioanele. Le vedea atunci, la 8.03. Și nu numai operatorul dronei vedea, pentru că toate radarele NATO și toate instalațiile puteau să vadă și ele la rândul lor evenimentul respectiv. Situația aeriană era cunoscută. Din acest punct de vedere este foarte limpede, mie mi-e foarte clar că a fost informat președintele Statelor Unite destul de repede în interiorul celor 12 ore, nu la finalul celor 12 ore. Este posibil să se fi încercat stabilirea unor canale alea clasice, conform regulamentelor, ca să zic așa. Ce spune mie perioada asta foarte lungă? Probabil că se iau progresiv canalele la rând. Bănuiesc că primele n-au funcționat. Nefuncționând o vreme îndelungată canalele, niciuna din părți n-a ieșit cu declarații și precizări. Nu putem ști. Așa bănuiesc că s-a întâmplat. E o variantă teoretică. Poate să fie o comunicare constantă între ei. Noi nu știm despre ea, nu știm ce s-a discutat. Da, și asta se poate. Comunicare, dar cine crede ce se comunică rusul? Domnul Ciuvică, nu doar că nu crede ce se comunică rusul. Eu vorbesc de comunicările rusului cu americanului pe canale specifice. Și pe canale specifice mint rușii, credeți? Dacă comunicările între cele două părți, între americani și ruși, ar fi fost unele care ar fi funcționat la finalul zilei, am fi avut disperarea rușilor de a spune stați că avem niște înregistrări în care să vă arătăm că am pus mâna pe dronă. Pentru că asta pare că, de fapt, orice fel de discuție a fost, a ieșuat. Deci, dacă îmi permiteți, în primul rând, premiza fundamentală este că discutăm de o confruntare între ruși și americani. Da. Această confruntare, în egală măsură, trebuie să subsiste, în egală măsură nu trebuie intrat într-un spin de escaladare, pentru că atunci s-a făcut totul praf. După părerea mea, s-ar putea să greșesc. 30-40 de minute de avioane rusești în jurul dronei erau ținute tocmai pentru a vedea dacă americanii se retrag. Americanii nu-i vedeau respectivele aparate rusești. Nu s-au retras. După 30-40 de minute n-au vrut nici ei să se retragă. Și atunci au generat această cădere a dronei. După care 10 ore, într-adevăr, este din martie 2022, o linie roșie specială între Pentagon și Departamentul Apărării, Ministerul Apărării din Federația Rusă, specific pentru situația crizei ucrainene. Funcționează și ea din Orient și, mă rog. Deci, în această perioadă, probabil că au avut loc tatonări. Dacă unii sau alții n-ar fi ieșit public în legătură cu o victorie în ceea ce privește această lovire din Marea Neagră, probabil că nu s-ar mai fi întâmplat nimic. Dar, probabil, în egală măsură, americanii au vrut să anunțe acest aspect. Da, am și o întrebare pentru domnii generali. Piloții ăia doi ruși, de capul lor puteau să facă treaba asta fără ordin important ceva? Chiar asta voiam să spun. Drona n-a putut fi dat de jos decât cu ordinul direct al lui Putin. Chiar al lui Putin, ziceți. Al lui Putin, știți de ce? Adică mă așteptam să fie oricum cineva mai important. Că dacă s-a dădea, pilotul dacă dădea să cineva facă mai jos, un general, să zicem cel care este șeful aviației din zona respectivă, își asuma responsabilitatea și de ordin politic. Exact. Nu. Da. Deci e clar. Așa ceva e imposibil, da. E imposibil, sigur. Bun, deci drona asta are niște echipamente. Iar rușii știm clar că sunt achtiați după echipamente care să poată fi folosite la drone. Am văzut ce balet au făcut cu dronele Shahed, să-și procure echipamentele electronice și așa mai departe. Sunt convins că ar fi foarte apetisant pentru ei să pună mâna pe o astfel de dronă și să încerce să vadă ce conține respectiva. Și de aia iranienii au mai încercat și nu asta reușit. Spun, adică ei fiind în parteneriat cu iranienii, în situația în care teoretic ar putea pune mâna pe așa ceva, eu sunt convins că asta ar ajunge și la iranieni ca informație.